Acum, de câte ori particip la o lansare, când nu sunt eu autorul, îmi face plăcere să îl văd pe autor lângă mine, cum stă jenat și se uită cu nasul, stă cu nasul în pământ și ascultă laudele care se strâng în jurul faptei lui. Când ești tu în situația asta, senzația de jenă pe care o ai, te gândești unde să mă uit oare, ce să fac acum cu mâinile, hai să mă fac că nu-i vorba de mine. Nu? Acum, sigur că da, lansările astea, care uneori sunt excesive pentru gustul meu, dar țin de ritualul unui târg, au un rost dacă sunt făcute cum trebuie. Un autor, prieten ai autorului, încearcă să explice un gest care trebuie să-și capete o semnificație și o tălmăcire în ochii publicului. Iar cei care au răbdarea să stea la acest, să participe la acest ritual, se aleg, dacă lansarea e bună, se aleg cu ceva. Așa încât de fiecare dată îmi spun, Dumnezeule, trebuie să ofer ceva. Ce să vă ofer decât lucrurile care țin de gestul ăsta al meu? În primul rând, aș vrea să spun câte ceva, pentru că s-au strâns ani și am practicat acest tip de retorică încă din 1989 și iată până astăzi. L-am practicat cu două titluri. Unul care se numea, era apel către Lichele, altul, fie vă milă de noi. Ambele pot induce în eroare și nu puțini oameni au venit să-mi spună: vai, dar se poate să spuneți că vreți să iubiți pe Lichele dacă fac un pas înapoi? Ce stil are, cum să iubești o lichea? Ce creștinism de proastă calitate e chestia asta? Sau cum să-i ceri iertare unui monstru de genul ăsta, precum Ponta? Ori, mie mi se pare elementar că intenția ironică și retorica ascunsă în aceste titluri trebuie să sară în ochii cititorului. În spatele titlului Fie vă milă de noi, cum este chiar în textul, în scrisoarea adresată domnului Ponta, evident că nu este vorba de a cere milă cuiva care n-ai de ce să-i ceri milă, ci subtextul titlului este: scăpați-ne de dumneavoastră, domnule Ponta, fie vă milă de noi, nu aduceți un asemenea monstru peste capetele noastre. Deci tot textul cu pricina pune în lumină, pune în scenă contururile unei personalități dereglate în planuri multiple, psihicopolitice și, evident, cere milă ca personajul cu pricina, dacă mai are o urmă de conștiință, să facă pasul înapoi și să ne lase în pace. Ceea ce, din fericire, a făcut ținând cont de această rugăminte, evident. Asta privitor la titlu. Acum, Vlad Zografi a pomenit cuvântul conștiință. Știți, tot o discuție cu el m-a făcut să conștientizez în ce măsură conștiința apare în istoria literaturii europene, conștiința morală, cu precădere la autori ruși de tipul Dostoevski, Tolstoi. Acolo conștiința devine personajul principal, indiferent de romanul despre care este vorba, de romanul de care e vorba. Conștiința devine, cum să vă spun, câmpul invizibil interior al frământărilor unui individ aflat față în față cu faptele lui și cu lumea în care trăiește. Asta este un moment revoluționar în istoria spiritului lumii, atunci când problematizezi și pui în scenă cu mijloace excepționale, cum avea Dostoevski, această punere în cauză a interiorității tale și a raportului ei cu ceilalți. Asta a fost punctul de pornire, să spunem. Apoi a apărut intelectualul de tip modern la sfârșitul secolului XIX sau atitudinea modernă a intelectualului, care este consemnată ca atare în pamfletul acela teribil al lui Zola, Jacques, și care pune problema definitiv în acel moment dacă un om care ține condeiul în mână mai are voie să închidă ochii la ce se întâmplă în jurul lui. Și aici vreau să vă fac o mărturisire, o confesiune pur și simplu. De multe ori am fost întrebați din străinătate de către
persoane care s-au simțit extrem de, cum să vă spun, active în plan disidențelor politice, de ce am tăcut înainte de 90. Și vreau să vă spun la ce gânduri am ajuns la capătul acestor discuții inflamate. Ultima, țin minte, a avut loc pe scena Ateneului cu Herta Müller și m-a enervat îngrozitor pentru că eram în poziția de gazdă și nu puteam să-mi dau drumul la toate măgăriile pe care vreau să le spun. Și atunci vă spun acum, eu cred că într-o societate totalitară nu orice om este în stare să devină martir, erou sau cadavru. Și nu orice om este chemat prin vocația lui de intelectual umanist să devină victima unui sistem care nu se lasă clintit prin acte particulare de protest excesiv. Sau atunci când aceste lucruri s-au făcut, de obicei, în sistemele totalitare, nu au coagulat. Au fost gesturi individuale pe care cei care le-au făcut, le-au făcut într-un dialog, dacă vreți, cu ei înșiși și cu Dumnezeu. E Căine Cornea, care mi-a spus explicit că ea nu a așteptat nimic de la concetățenii ei în anii ăia, ci pur și simplu a făcut un exercițiu de îndepărtare a fricii și de sprijinire cu o credință formidabilă, dacă ea poate să spună și să facă ceva care nu are un desnodământ fericit, chiar în condițiile unei societăți care te terasează și te terorizează cum vrea, când vrea. De multe ori lucram pe Calea Victoriei la Institutul de Istorie Artei, ieșeam de acolo și se întorcea sau venea Ceaușescu, nu are importanță, și strada se umplea de securiști care stăteau pe cele două borduri vis-a-vis și se uitau cu spatele la convoiul care trecea și cu fața către noi. Știam, de fiecare dată mi-am pus problema, mai ales în ultimii ani, cum ar fi arătat un gest de tipul banner, cum se spune azi, scos pe stradă și spus jos Ceaușescu. Treaba se termina cam într-un minut. În primul rând se golea strada în jurul tău. Fugeau toți de tine. Așadar, ce vreau să spun cu asta? Nu e vorba de a justifica lipsa noastră de eroism într-un sistem totalitar, ci pur și simplu de a vedea în ce măsură poți să rămâi în regulă cu tine și cu cei din jurul tău în anumite condiții istorice date. Și în ce măsură poți să rămâi? În măsura în care nu-ți prostituezi cuvintele. Dacă tot lagărul socialist ar fi tăcut, dacă niciun intelectual nu ar fi acceptat să intre în spațiul laudei, al omagiului, al mințitului, al angajărilor false, comunismul n-ar fi fost cu putință. Pentru asta nu era nevoie de dat foc. Nu toată lumea poate să-și dea foc pe o pârtie sau într-o piață, dar toată lumea poate să tacă dacă e forțată să spună ceva ce nu crede. Eu mi-am zis că această variantă de a funcționa într-o societate totalitară, cu niciun preț, cu niciun preț, chiar cu prețul vieții dacă e nevoie, să nu abdici de la valoarea cuvintelor, să nu le deplasezi sensurile în direcții în care nu crezi. Asta este acolo. În schimb, apropo de intelectualul modern care apare odată cu Zola, într-o societate în care libertatea e garantată ca libertate de expresie, a tăcea înseamnă a deveni complice cu porcăriile care se petrec sub ochii tăi. Și treaba asta nu e în regulă. Andrei Cornea a spus foarte bine că pentru un om care stă și se scaldă într-un mod extatic în marii gânditori ai lumii, nu e nicio plăcere să coboare și să-și clătească gura în loc de Platon și Kant cu Victor Ponta și Ion Iliescu. Evident că nu e o plăcere. Dar dacă o faci, o faci de rușine la un moment dat. Ți-e rușine să spui lucrurile astea nu mă privesc. Lucrurile astea se petrec, dar eu trebuie să stau să-mi termin traducerea din Heidegger. Nu merge. Și atunci se produce această polarizare a intelectualului umanist care simultan trebuie să-și facă, cum se zice, opera și în același timp să dea sensul să-și acopere obligația de a exprima ceea ce toată lumea simte, dar numai unii pot formula. Ideea că ai fost
format profesionist pentru a înconjura cu cuvântul adevărurile realității, te obligă să faci asta. Și nu se, n-ai scuze când taci sau faci porcării într-o societate în care libertatea cuvântului și a gândirii este garantată. Cam asta au fost lucrurile pe care am simțit nevoia să vi le spun. Andrei Cornea a spus ceva care, la care nu m-am gândit niciodată. În ce măsură partizanatul merge mână în mână cu adevărul? Recunosc că lucrul care m-a chinuit cel mai tare după 90 au fost propozițiile echidistante. Propozițiile, să mă ierte unii prieteni ai mei, dilematice. Eu nu cred că dilemele au sens atunci când realitatea se mișcă în alb și negru. Dilemele au sens pe fundalul gri. Dar sunt momente de răscruce în viața fiecăruia dintre noi și în istoria unei țări, când albul e alb și negru e negru, când adevărul e adevăr și minciuna e minciună. Ori, atunci ai voie să găsești adevărul prin radicalitatea unei rostiri care e partizană numai ca expresie literară sau ca patos, cum a zis Andrei Cornea. Mă amuză că tocmai el a spus acest lucru pentru că în 1990, cred, sau 92, după ce a venit regele, da, așa, eu am scris un text care se numea De ce regi? Și Andrei Cornea, care scria în 22 pe Seneca, cel mai tenace și formidabil colaborator al 22-ului, a scris tomuri întregi, unul din marii traducători din greacă, de filozofie greacă ai României, a scris tomuri de publicistică și atunci a scris în replică un text care se numea, îl țin minte și acum, Delir monarhic. Și îmi spunea, ai mai ce-s delirurile astea? Eu scrisesem un text într-adevăr patetic pentru că nu mai văzusem niciodată mașina unui om mângâiată de oameni. Regele a trecut într-o mașină, mi-aduc acum și acum aminte, s-a oprit la Sfântul Gheorghe și pe tot parcursul mașina i-a fost mângâiată, pentru că nu-l puteau mângâia. Un milion de oameni care au mângâiat mașina pe parcurs. Și atunci mi-am zis, uite-te, poporul ăsta n-a fost iubit de 45 de ani nimeni. Și nimeni nu l-a iubit și n-a iubit pe nimeni. E prima oară când văd cum arată o iubire colectivă. Și am scris un text că, iată, regele, așa cum arăta el atunci în revenirea aia, avea o funcție simbolică și afectivă pe care noi o pierduserăm. Da, era un text patetic, dar era într-adevăr adevărat. Iar cenzura făcută de un raționalist ca Andrei Cornea, cred că era neadevărată. Îți reamintesc ce ai scris tu în Ușa interzisă, cred, despre rege? Nu, mai bine nu-ți reamintesc. Nu, atunci reamintesc eu. A rostit pasional adevărul în adecvare cu momentul în care un eveniment se petrece este un lucru. A rosti din nou în alt moment, când constați cum funcția simbolică a regalității în cazul nostru a fost confiscată și a ajuns până la a fi plimbată pe covoarele roșii ale Antenei 3, e alt lucru. Nu întâmplător oamenii ăia mi-au scos de la naftalină textul ăla și l-au citit într-un moment în care inadecvarea era totală. Asta se numește o manipulare. Eu nu mai gândeam în momentul în care vedeam cum regele a abdicat și mătrășit de istorie, stă la masă cu Iliescu, cu Petre Roman și cu cei care îl goniseră de pe șosea, cu Voigulescu, cu mitraliere, nu mai știam, nu mai regăseam pe cel pe care îl aplaudasem ca un obiect a iubirii și ca un om care ne-ar fi iubit în 92. Asta este drama istoriei, iar o conștiință trebuie să se adecveze la aceste fețe schimbătoare ale realității. Vă mulțumesc! Vitalu cere să dau autografe, așa că vă aștept cu drag.
Da, Vlad Zografin spune că acum e lansarea cu Peter Vardin, dialog cu Imre Tot, și că imediat după aceea dau autografe pentru că Imre Tot, din păcate, nu poate da. Vă spun că această carte despre care vom vorbi Vlad Zografin, Patapievi și cu mine este o carte eveniment și vom vedea de ce. Așa încât dacă Horia Patapievici a venit, intrăm direct în... N-a venit?